Salutare dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi discutăm despre un raport făcut de către niște analiști asupra argintului din uh, seifurile Comex. Bineînțeles că a tradus în mod eronat bolile de argint Comex, dar în fine, este vorba despre argintul din seifurile Comex. După cum bine știți, uh, Seifurile lor se golesc de argint pe zi ce trece și un grup de analiști a făcut o analiză, un raport și să vedem despre ce este vorba, dar înainte să-i dăm drumul la treabă. Dacă îți plac și ție știrile din piața metalelor prețioase, dă și tu un like la acest video. Dacă vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din pentru viață de succes. Iar linkul către acest articol îl vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, și să-i dăm drumul la treabă, să vedem despre ce este vorba, ce zic băieții aici. Craig Hemke este analistul principal și el a scris acest raport. Bun, mulți dintre colegii mei analiști urmăresc când aproape nivelul în scăderea seifului de argint la nivel mondial. Fie că este vorba de New York sau Londra, stocurile seifului sunt în scădere și, deși circunstanțele nu sunt încă într-un punct de criză, investitorii de argint ar trebui să înceapă să monitorizeze îndeaproape situația. Înainte de a începe această avertizare, la TF Metals Report, urmărim safe-urile de aur și argint comex de peste un deceniu. Cantitățile de metal fizic, atât în categoriile înregistrate, cât și în cele eligibile, vor curge întotdeauna. Adică vor se vor scurge întotdeauna. Precedând și imediat după criza F.P. de la începutul anului 2020, cantitatea de orice argint din seifurile COMEX s-a dublat cu mult, așa că rețineți că nivelurile pe care le vedeți în rapoartele în 2022 sunt încă cu mult mai mari decât a fost grupul CME raportate chiar în 2019. De exemplu, iată două rapoarte privind stocurile de metale CME din iunie 2016. Asigurați-vă că notați cantitatea de metal înregistrată, eligibilă și totală. Ia să vedem. Să dăm un zoom, să vedem despre ce este vorba. Bun. Aici sunt depozitele unde se află seifurile. JP Morgan, Delaware, Brinks și total rezerve 490 de milioane 234.870. Da, hai să luăm pe ăștia, pe Brinks. Și hai să vedem și următorul raport. Mhm. Uh -huh. 9 miliarde 884 de milioane 999.693. Aici totalul. Păi și care, de ce e această diferență? Au primit 7 milioane, au ajustat 11 milioane și per total 490. Data e 6, 23 a 6, 2016 și la ăștia 22 a 6, 2016. Asta e aur. A, și ăsta e argint, da, am înțeles. Deci ăsta e pentru aur și ăsta e pentru argint. Bun, stai să revenim la normal. Aici sunt aceleași rapoarte din a trecută, 28 octombrie, și dacă tipărirea e pe mică să citim, folosește acest link. Bun, să vedem. 4 miliarde, 487... sute optzeci prezențiune, cinci, La aur, și avem și argint. Nu avem și argint. Cred că e și următorul raport. Da. Argintul de silver. 6 miliarde, 190 milioane, 837, ,587. Și cu argintul precedent din 2016. Uuuh, 3 miliarde au scăzut. Ia la aur era... 490 de milioane. Și acum e 4 miliarde. La urbina asta e decât un safe, decât un exemplu. Și ideea este că... Uite aici că scrie gold. Ideea este că se, se cumpără mai mult argint decât aur și nu prea se scoate în evidență acest aspect. Dar hai să vedem mai departe. După cum puteți vedea, socurile totale ale safe sunt mult mai mult de două ori decât erau acum 6 ani. Deci, care este problema mare? Ei bine, să începem cu acest raport excelent de la Ronan Manley la Bullion Star. Faceți click pe acest link pentru a citi despre cum a scăzut totalul argintului bolțit, totalul argintului din safe-urile LBMA din Londra cu aproape 5% doar în 5 iulie. Și asta înseamnă, da, am acoperit acest uh, articol la data respectivă, uh, este vorba că au scăzut, uh, le-a scăzut uh, depozitul de argint, uh, brusc subit ca niciodată și ideea este că omul acesta ne explică nou faptul că stocurile erau mai mult de două ori decât erau acum 6 ani. Și totuși au rupt norma. Bun, apoi luați în considerare graficul de mai jos de la Gold Richards. Rus al lui Nick Laird. Observați că cantitatea totală de argint înregistrată în seifurile Comex scade rapid și este acum înapoi la cel mai scăzut nivel din iunie 2016. Deci, practic, noi deja vă comparăm cu 2016 dacă cantitatea este mult mai mare. În schimb, s-a mult mai mult Argint decât ar fi trebuit în mod normal. Deci, față de 2016, cantitatea este peste dublă. Da, cum spune băiatul nostru aici, și asta înseamnă că s-a cumpărat argint, cred că masiv e puțin spus, dar într-un mod agresiv. Bun. Pentru informație ta, raportul privind stocurile de argint 2006 publicat de mai sus a fost ziua reală în care safe-ul înregistrat a atins cel mai recent nivel scăzut. Da. Deci acum ajungem undeva. Nivelurile safe-ului -ul, safe de argint LVBMS se contractă brusc, iar argintul total înregistrat pe COMEX este de asemenea. De, adică și argintul total înregistrat se contractă brusc. De fapt, cantitatea de argint înregistrată pe Comex a scăzut cu aproape 70% doar în ultimele 18 luni. Bo. Deci despre asta e vorba. 70% în ultimele 18 luni. E exact ce am zis. La modul agresiv și masiv e puțin spus. În fine. Acum iată unde devine interesant. După cum a raportat Ronan în de mai sus, cantitatea totală de argint din seifurile LBMA, care nu este gajată diferitelor ETF-uri de argint, este de doar aproximativ 10.000 de tone metrice sau aproximativ 300 de milioane de uncii. Chiar dacă toate acestea au fost în cele din urmă de vânzare, ceea ce este puțin probabil, acest total nu reprezintă nici măcar o treimă din oferta anuală globală. Dacă retragerile continuă în ritmul observat în iulie, 46 de milioane 500.000 de, de uncii Oferta totală livrabilă ar putea fi epuizată până la jumătatea anului 2023. Deci, oricum, argintul acum a crescut și la noi, am văzut niște prețuri mai mari, dar probabil că, că este Black Friday și din cauza asta, ca să ai să scadă. Mă gândesc, nu știu, acum vedem după Black Friday ce, ce prețuri vor fi. Dacă rămân tot așa sau dacă scad, eventual poate cresc. Deși în 2023 cred că ne așteaptă creșteri și cred că o să fie, nu o să mai fie o monedă 2 milioane jumate, cred că o să fie 2 milioane, 2 milioane jumate, eventual 300 de lei, da? 3 milioane, adică. Și ce zici de Comex? Da, stocul înregistrat este cel mai scăzut din 2016 și la 35 de milioane de dar suficient argint pentru a deconta fizic aproape 7100 de contracte de argint Comex. Dar argintul eligibil nu poate fi disponibil și pentru livrare, în teorie, da, cu toate acestea, la fel ca acel argint nu tot este de vânzare. Să aruncăm o privire mai atentă asupra seifului de argint JP Morgan Comex și a celor 140.744.941 de unci de argint eligibili. În această postare de săptămâna trecută, Ronan afirmă că cea mai mare parte din acel tezaur este argint SLV și prin urmare de neatins. Cu toate acestea, am scris despre aceeași problemă în 2018 și am concluzionat că seiful eligibil al JP Morgan este de fapt propriul lor argint, care a acumulat în mod agresiv și constant argint prin procesul de livrare Comex, de când și-au deschis în grabă seiful în 2011. În 2011? Păi, în 2011, Rusia și China cumpără aur din 2006, au început mișcarea și ăștia la 5 ani, și-au deschis de, și -au deschis seiful de argint și-au acumulat argint din 2011 Bun Nu contează dacă Ronan are dreptate sau eu am dreptate ceea ce este important este că aproape jumătate din totalul se-ului de argint COMEX este foarte probabil o sursă de argint care nu mai este acum niciun, în niciun moment în viitor disponibil pentru livrare fizică da, adică o sursă de argint nu va mai fi în niciun moment în viitor disponibil pentru livrare fizică. Deci sursele de argint vor începe să se diminueze și e și bine și nasol, adică <coughs> e bine în ce sens? Dacă strângi de, de 10 ani argint, evident că e bine pentru tine că ai suficient argint și te doare la bașcheț, poate chiar nici acolo la un metru în față. Dar dacă ești la început de drum cu argintul, nu știu ce să zic, dar în fine nu e singurul care sau nu e singura care se apucă de acest obicei. și nu că nu o să ai suficient argint, e bine să ai. Asta e important. Să apus să cumperi și da ți-am zis cred că o să fie la anul 2 milioane, 2 jumate, 3 milioane o monedă. Dacă o să fie 3 milioane practic se dublează. Da? Că e, era 150 de lei. Cea mai ieftină uncie de Australian Kangaroo no, 999, no, no, no. 4 de 9, da? Ca și politate. Bun, dacă, și dacă acesta este cazul, safe Total Comics este aproape înapoi la locul în care era în 2016, cu doar 150 de milioane de uncii, dintre care doar 35 de milioane sunt marcate ca înregistrate și disponibile pentru livrare imediată. <coughs> După cum am calculat cu Londra, cât înseamnă 150 de milioane de uncii, este suficient argint pentru a deconta fizic 30.000 de, de contracte de argint Comics. Și după cum s-a menționat mai sus, mai interesant este că stocul înregistrat actual de 35 de milioane de uncii este doar suficient argint pentru a soluționa fizic doar 7000 de contracte. În rezumat și afirmând din nou, oferta totală de argint BMI și COMEX nu este încă într-un stadiu de criză. Încă. Ei practic sunt în criză dacă o sursă principală de argint se închide și o să se închidă fără niciun dubiu și să vor închide mai multe surse de argint, adică nu o să mai găsești argint de unde să cumperi. Practic sunt într-un stadiu de criză. Bun, metalul poate fi extras, rafinat și expediat în cantități suficient de mari pentru a preveni orice criză imediată. Dar cum rămâne cu lunile și anii care urmează, da? Da. În prezent există o penurie recunoscută la nivel global de multe alte metale industriale, așa că această scurgere a stocurilor globale ar putea continua cu siguranță până în 2023. Așa că arătați bine, acordați atenție și urmăriți piața argintului în lunile următoare. Arătați bine, urmăriți bine, probabil. Anul 2023 se pregătea deja a fi interesant și volatil pentru metalele prețioase. Orice lipsă de aprovizionare fizică care duce apoi la o întrerupere a rezervelor fracționale și a schemei de prețuri a instrumentelor derivate digitale ar putea face anul istoric și memorabil. Da. Bun, cam asta a fost pentru aș dragi prieteni. Abonați-vă de interes pentru viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.